Abia după cazul tragic al fetei incendiate de un criminal în serie eliberat pentru bună purtare, Parlamentul a decis ca liberarea condiționată să fie interzisă prin lege pentru cei care sunt închiși pentru crime, violuri și agresiuni sexuale. O modificare venită după eliberări în serie al unor criminali și indivizi care au comis fapte de violență. Cazul Turnagiu nu este singular. Același judecător a eliberat un alt bărbat condamnat pentru 6 crime, individ încarcerat în același penitenciar în care acum am ajuns la demisii. Dacă ți intră în sânge, te crezi... Nu Dumnezeu, că e prea mult spus Dumnezeu. Al doilea după el te crezi. Cine s-a riscat să-mi dea mie drumul? Răspunsul este judecătorii Tribunalului Mehedinț pe baza raportului conducerii penitenciarului Drobeta Turnu Severin, aceeași instanță care a riscat și în cazul Turnagiu. Pe 20 mai, Marius Ciampar, unul dintre cei mai cunoscuți criminali români, a părăsit închisoarea pe motiv că a stat suficient în detenție. Câte fapte aveți? 6 omoruri. Am vrut să intru, să iau bani, să fur. S-a întâmplat să moară, asta este. Cam la fiecare am tăiat victima. De ce? Când faci asemenea infracțiuni și nu vrei să te prindă, poți să devii și profesionist dacă te duce capul mult. Tribunalul consideră că perioada de pedeapsă executată de pe data de 17 aprilie 1997 până în prezent este suficientă pentru a acorda condamnatului beneficiul liberării condiționate în scopul îndreptării și resocializării sale. De 5 ori a mai încercat Ciampar să iasă din închisoare. A 6-a oară i-a convins pe judecători. Tu speri să mai ieși? Speranța moare ultima. Oricine speră să iasă de aici. Deci legea nu e atât de severă. Se gândește și la noi. Nu au fost identificate nevoi sau riscuri în vederea asistenței psihologice a contestatorului, acesta fiind stabil emoțional în momentul evaluării. La ultima am făcut o greșeală care m-a costat detenția pe viață. În ce a costat greșeala? Păi în faptul că l-am lăsat pe acel martor să trăiască. Pe mine mă supără modul ăsta de executare al pedepsei. Ei ne țin tot cu secția aia, tot în camerele alea, tot cu gratii, dar nu pot să văd. Spunea criminalul într-un interviu oferit echipe Observator în 2008, însă în ultimii ani a putut să vadă mai mult decât gratiile. A avut regim deschis și a muncit la dezinfectarea secțiilor, se arată în motivare. Pe finalul executării pedepsei însă, în cei 22 de ani de detenție, Marius Ciampar a fost sancționat disciplinar de 16 ori și a muncit puțin peste 200 de zile. Pe cale de consecință, stăruința în muncă nu este o condiție îndeplinită. Spunea judecătoria Drobeta Turnu Severin, prima instanță care i-a refuzat cererea. Din 2014 nu a mai făcut probleme, iar conducerea penitenciarului i-a ridicat sancțiunile. Dacă la nivelul penitenciarului Drobeta Turnu Severin s-a considerat că persoana privată de libertate Ciampar Marius poate să execute pedeapsa în regim deschis, cu posibilitatea de a presta muncă în exteriorul penitenciarului fără să fie supravegheat, atunci cu atât mai mult tribunalul consideră că este un deținut disciplinat. Ieri, ministrul Justiției a demis întreaga conducere a penitenciarului și a dispus verificări cu privire la modul în care s-au făcut rapoartele pentru liberările condiționate. Ai vrea să spun că am coșmaruri? Nu am coșmaruri. Că le visez? Nu le visez. Te simți puternic când faci așa ceva. Și dacă nu picam la pușinie, poate erau mult mai multe.